În cursul trimestrului 3 al anului 2023, inspectorii din cadrul DSVSA Olt au desfășurat mii de acțiuni de control în domeniul igienei alimentare în unități autorizate și înregistrate, sanitar, veterinar și pentru siguranța alimentelor. Ca de fiecare dată, la multe dintre firmele verificate au fost găsite nereguli, fiind aplicate amenzi usturătoare. Au fost efectuate în total un număr de 1553 de controle care au urmărit aspecte privind respectarea condițiilor sanitar-veterinare și de siguranță alimentelor referitoare la procesarea alimentelor de origine animală și de origine non-animală, asigurarea trasabilității acestora, condiții de ambalare, transport, depozitare și comercializare către consumatorul final. Pentru unități de alimentație publică au fost identificate nereguli în ceea ce privește igiena și manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitarea necorespunzătoare și nerespectarea criteriilor de compatibilitate la păstrarea produselor alimentare, nerespectarea programelor de autocontrol, deficiențe pentru care au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 de lei. De asemenea, în urma inspecțiilor, activitatea unei patiserii a fost suspendată din motive legate de nereguli identificate în procesul de producție sau depozitare a produselor alimentare. Pentru laboratoare de cofetărie-patiserie, neregulile au constat în igienă și manipulare necorespunzătoare, lipsa verificării stării de sănătate a angajaților, neînregistrarea parametrilor de temperatură în spațiile cu regim termic controlat, nerespectarea programului de autocontrol, fiind aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei, și ca sancțiune complementară a fost emisă o ordonanță privind suspendarea activităților și au mai fost aplicate 3 avertismente. În total, în perioada iulie-septembrie, DSVSA Olt a aplicat amenzi de peste 53.000 de lei. Acțiunile de control se desfășoară în continuare în toate unitățile autorizate și înregistrate sanitar-veterinar în domeniul produselor alimentare de origine animală și non-animală din județul Olt.